Salutare! Astăzi vreau să încerc să fac niște tălpi pentru scaune balansoar. Și ce am făcut? Am tăiat o bucată de parchet, am fixat la un capăt freza de mână, i-am dat jos prima talpă și pe urmă am înfiletat șuruburile pe pozițiile lor, da? În acele bucșe de alamă. Iar în capătul acesta am dat două găuri și o să încep prima dată cu diametrul interior, cum ar veni, da? Adică tăietura mai mică și apoi cu cea mai mare.